De la egal la egal pe tabelă cu Macedonia de Nord. Așa au încheiat tricolorii meciul de la Skopje, de unde s-au întors cu încă un punct important în economia clasamentului. Chiar dacă macedonenii au dominat la toate capitolele, de la posesie și până la atacuri periculoase, Niță a închis cu succes poarta și de această dată și astfel România rămâne fără gol primit în luna septembrie și la doar un punct depărtare de locul care ar putea o trimite direct la barajul pentru mondialul de anul viitor. Sunt pe deplin mulțumit de felul cum au jucat jucătorii, felul lor de a se determina, la nivel de comunicare am stat foarte bine. E o grupă echilibrată așa cum ne-am așteptat, cu rezultate imprevizibile. Cred că în seara asta acest rezultat de 0-0 este un rezultat echitabil, din punctul meu de vedere, pentru că ambele echipe nu au avut ocazii, mai degrabă situații de a marca. Ce l-a încurcat cel mai mult în această perioadă pe Mirel Rădoi? Pandemia de coronavirus. De când a apărut acest virus, de vreo 2 ani și ceva de zile, și în momentul în care am venit la echipa națională în această perioadă, nu a fost nicio acțiune în care să nu avem ori jucători infectați și înainte sau în timpul, ori jucători accidentați. Deci, din punctul ăsta de vedere, ne-am obișnuit cu această situație. Nu este una ușoară deloc, pentru că imediat trebuie să ai reacții și să iei măsuri. Poate anumiți jucătorii fac parte din planul tactic pentru a începe partida și apar aceste probleme și imediat pe parcurs, în cel mai scurt timp, trebuie să ai o reacție să poți să schimb totul. Mirel Rădoi speră ca echipa să mai urce un loc până la finalul partidelor care au mai rămas de disputat. E clar că n-aș putea să văd decât pe locul 2 în momentul de față, dacă nu chiar cu șanse după partida din Germania, cu un rezultat pozitiv chiar la primul loc. E clar că lupta pentru locul 2 rămâne în continuare deschisă între Armenia, România și Macedonia de Nord după rezultatul din seara asta. Era mult mai ușor pentru noi să fi câștigat aici, să fi scos Macedonia de Nord din lupta pentru locul 2. Nu am reușit să o facem. Mergem în continuare, indiferent care o să fie rezultatul nostru în Germania, tot va trebui la partida de acasă contra Armeniei să câștigăm. Meciul dintre Germania și România se va disputa pe data de 8 octombrie, după care selecționata tricoloră se va duela pe rând cu Armenia și Islanda pe stadionul Ghencea din capitală.